Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați ai acestui canal, bun venit celor noi. Vă salut cu drag pe toți cei ce vă abonați astăzi. Astăzi îl am alături de mine pe Alexandru Zaină, un tânăr, pot să zic treaba asta, nu? Normal. De succes din România, care a creat mai multe proiecte la nivel internațional. Vine din zona de fotografie, vedete, Hollywood, eu spun așa, doar ce îmi trece prin cap, am să te las pe tine să faci intro. Astăzi am alături de mine deoarece vom discuta despre NFT-uri și aplicabilitatea lor în zona de fashion și nu numai. Și nu numai. Te rog. Aș vrea să salut pe toată lumea cu această ocazie și să-ți mulțumesc pentru că m-ai ca și invitat în podcastul tău, dacă pot să-i spun așa, pe canalul tău de YouTube. Ei bine, despre mine nu prea sunt genul să vorbesc foarte mult despre mine sau să mă laud între ghilimele. La bază sunt fotograf de modă de mai bine de 10 ani. În România am lucrat cu aproape toate celebritățile de la noi, de la Ina până Antonia Delea și așa mai departe. Ca și fotograf de modă am avut o expoziție foto în 25 de țări pe toată planeta, prin intermediul căreia am promovat imaginea României alături de Laura Cosăi și echipa din spate. Iar de mai bine de, cred că, 6 ani locuiesc la Londra, unde am o publicație în print și online. Și datorită acestei publicații am ajuns oarecum la niște oameni extraordinari, pe care îi cunoaștem cu toții, fiind niște celebrități mari, să zic așa. Cam acolo mă aflu. Iar acum o să vină întrebarea, bun, și ce legătură are asta cu blockchain-ul și cu cripto și ce facem aici? Ei bine, în 2018, împreună cu fratele meu, care era CEO unei companii de tehnologie, am lansat la summitul blockchain din Malta o tehnologie prin intermediul căreia dădeam live streaming în VR. Practic îți punea ochelaria și avea acces la diferite evenimente prin intermediul unei platforme. Ăla a fost evrica moment, să zic așa, momentul în care eu am aflat despre blockchain, ce înseamnă decentralizare, cum toată rețeaua asta e susținută de calculatoare de pe toată planeta, securitate și așa mai departe. Tot în momentul ăla mi-am dat seama că tehnologia asta o să fie game changing și atunci am zis, ăsta e the big shift. M-a și atras, mi-a și plăcut foarte tare tehnologia și am început să studiez mai în amănunt. Iar ulterior, anul trecut, cred că prin octombrie-noiembrie, am aflat despre non-fungible token, despre ERC-721, protocolul ăsta de la Ethereum, care mi s-a părut incredibil datorită principiului de royalties pe care l-are atașat în smart contract. Repet, eu fiind o persoană creativă, fiind un artist la bază și înțelegând cât de important este dreptul de autor, mai ales asupra unui asset digital, într-o lume care e din ce în ce mai digitală. Și am început să studiez, am auzit și eu de pe la prietenii mei din rețeaua mea de cunoștințe, de industrie, care o să fie explozivă, să zic așa, disruptive. Și am început să tranzacționez NFT-uri. Am făcut-o pentru o perioadă de 3 luni la început, o perioadă în care am pierdut foarte mulți bani pentru că am investit în multe proiecte care nu erau destul de ok. Dar în aceeași măsură, cred că ăla a fost momentul în care eu am început să înțeleg care sunt diferențele între un proiect NFT bun și un proiect NFT prost. Și înțelegând treburile astea, având și publicația asta și înțelegând ce înseamnă industria media, din nou, am început să tranzacționez o perioadă apoi și începusem să o fac bine, făceam niște bani și ne-am trezit într-o bună zi, eram la birou cu echipa mea și căutam proiecte NFT în care să investim. Și atunci a fost încă un evrica moment când ne-am dat seama că practic noi căutam proiectele astea pe Google. Lucru care nu e ok, pentru că, repet, din perspectiva oricărui om, informația este cea mai importantă, pentru că în baza informației luăm decizii, în baza deciziilor avem o viață bună sau mai puțin bună. Și atunci am zis, bă, Google e un motor de căutare și atât. Pe Google găsești de la șosete, chiloți, mașini până la orice. Da, orice. Și practic nu este o sursă de informație bună care să te ajute apoi să iei niște decizii importante. Nu aș zice că nu e bună, este o sursă generală. Nu este un validator. Da, într-adevăr, dar când vine vorba de a avea o informație importantă atunci când trebuie să iei o decizie în ceea ce privește să faci o investiție. Da. Nu știu dacă Google-ul e extraordinar, știi? Nu. Și atunci am zis, ok, bun, toată lumea face asta. Am început să facem un pic de research în piață, ne-am dat seama că toată lumea caută pe Google și dacă analizezi o să vezi că acum la început de an, în 2022, sunt mai multe căutări despre NFT-uri decât despre cripto, conform statisticilor Google. Da, real, tot statisticilor Google. Știi? Da, alea sunt relevante.
Da, într-adevăr, sunt reale, sunt niște cifre reale. Și atunci am zis, dacă nu există un trusted în domeniul ăsta, asta trebuie să creăm, asta trebuie să implementăm. După care anul trecut, cred că prin luna mai, dacă nu mă înșel, am început să lucrăm la modelul ăsta de business pentru proiectul care se cheamă DNFTist. Și mai departe lucrurile s-au dezvoltat, să zic așa, organic, pentru că suntem aproape la un an diferență și mâine lansăm public sale-ul. Foarte tare. Dacă ar fi să te adresezi oamenilor care de bea acum dau cu nasul de NFT-uri, pentru că, de fapt, cam 99% din oameni aici sunt, da. Cum ai explica foarte simplu pe înțelesul tuturor ce face proiectul tău? Păi suntem un provider de informație și educație plus evenimente pentru toată industria NFT. Deci, practic, suntem un loc unde găsești totul de la A la Z în ceea ce privește industria NFT. Poți să faci o paralelă cu ceva gen din industria reală? Uite, în cap îmi vine și că am avut noi o discuție, Forbes. Și când vrei să investești, da? Da. Forbes este oarecum relevant, pentru că e acolo te uiți după avere, după nu știu ce. E un tool. E un tool. Poți să faci o comparație. Probabil, îmi vine în cap, uite, de exemplu, dacă vrei să știi despre sport, te uiți la ProSport sau la gazetă sau whatever. Ăla este un traste, dar este ceea ce eu numesc o autoritate pe nișa respectivă. Practic asta suntem noi pe spațiul NFT. Ce înseamnă un traste? Ce înseamnă o autoritate referitor la treaba asta? Vezi, atunci când te întreb, spune-mi o revistă în care găsim oameni bogați, în minte îți vine Forbes. Treaba asta se întâmplă datorită faptului că în ani de zile oamenii ăia au produs un content bun, de calitate, care te-a ajutat pe tine și mulți alți oameni pentru a lua deciziile alea, dar în aceeași măsură asocierea lor cu oameni care sunt importanți, niște lideri în diferite industrii, au produs efectul ăsta de branding. Și atunci creierul tău se raportează la trustul respectiv ca fiind o autoritate. Adică, bă, dacă vreau să mă interesez despre monede, mă duc pe CoinMarketCap. Corect. Ca o analize, statistici, măsurabile, etc. Asta facem noi pe spațiul NFT, asta face proiectul DNFTist, asta o să fie și incorporat în tot proiectul ăsta, pentru că noi am creat un ecosistem, repet, ca să fie un provider de la A la Z, vom avea trei piloni majori. Unul dintre ei fiind platforma de content, unde oamenii vor avea acces la daily news, analize, strategii, downloadabile, podcasturi de câteva minute, nu de ore, dar și un launchpad de NFT. De proiecte NFT. Practic pe launchpad-ul ăsta o să punem proiecte NFT în fază seed la început, iar proiectele astea înainte să le punem acolo le vom audita, le vom verifica atât noi, echipa, cât și liderii din comunitatea noastră. Și apoi după ce ei decid, le listăm pe platformă, însă proiectele astea nu vor fi listate în altă parte decât la noi. Vom avea exclusivitate, pentru că asta creăm o comunitate exclusivistă. Zicem noi ca să ținem oamenii înaintea tuturor cu informație, educație și evenimente. Am înțeles. Ăla este un pilon. Al doilea pilon, noi deja organizăm evenimente la Londra de aproape 5 ani de zile, este să creăm un eveniment pentru industria NFT, iar prin intermediul evenimentului oamenii să poată să ajungă să se întâlnească cu celebrități, influenceri, dar și lideri din industria asta și practic este o interacțiune cu oameni care sunt direct interesați de spațiul ăsta, de NFT. Am înțeles. Al treilea pilon, și cred că ăsta e ăla care e fan, să zic așa, este un oraș virtual care se numește The City of the NFTs. Este un oraș virtual metaverse pe care îl creăm noi, îl dezvoltăm. Iar orașul ăsta practic e accesibil în baza ochelarilor VR. Ți-ai pus ochelarii la ochi și ai intrat în orașul respectiv. Iar în orașul ăsta oamenii vor avea acces de la zonă financiară, pentru dacă vorbim despre antreprenori, oameni care pot să schimbe idei sau oportunități de business-uri, vor fi un red light district pentru oamenii care vor fan, cam tot ce ai într-un oraș bun, dar sub o formă virtuală, acel metaverse, că de fapt asta este. Iar orașul ăsta va include și un marketplace, ca oamenii din comunitatea noastră să poată să aibă acces la necesitățile pe care le avem în fiecare zi, dar cu discounturi. Acum, cred că ceea ce e interesant, să zic așa, și ce diferă foarte tare este faptul că dacă vrei să poți să accesezi atât platforma și launchpad-ul, atât evenimentele, cât și acest metaverse, vei avea nevoie să ai un NFT. NFT-ul, practic, în cazul nostru, pe lângă utilitatea pe care noi o oferim oamenilor, este un access key. E o cheie de acces. Practic, dacă tu acum, spre exemplu, te uiți la Netflix, plătești o sumă pe lună la Netflix, ei îți dau un username și o parolă și atât. Și ai acces. Dar dacă tu te uiți doar 2-3 zile, restul de bani sau ce plătești acolo, i-ai pierdut practic. Pe când diferența aici este că
ai un NFT, care NFT-ul știm foarte bine că poate să crească exagerat de mult ca și valoare, odată cu comunitatea, cu beneficiile, cu utilitatea, dar acel NFT îl vei folosi să te loghezi pe platformă, să vii la eveniment sau să intri în metaverse. Ce înseamnă asta? Ai intrat pe site, da? Pe platforma de content, apare un pop-up de la MetaMask, ăla îți va citi smart contractul și apoi dacă ai NFT-ul în wallet vei putea să accesezi. La fel și la eveniment. Ai venit la eveniment, validăm NFT-ul, scanăm în blockchain, se validează și intri. La fel și în metaverse. Ceea ce e interesant și inovativ în același timp este faptul că acest NFT tu poți să-l vinzi oricând pe un marketplace. Ceea ce nu se întâmpla înainte cu un username și o parolă, ba mai mult de atât, tu poți să-l vinzi și cu un preț mult mai mare decât prețul de achiziție inițial, pentru că, repet, beneficii, utilitate, comunitate, celebrități, marketing și tot ce se face pe lângă genul ăsta de trusted. Și cam asta e inovația, să zic. Vei avea gen și o soluție de NFT staking sau o soluție, da, o formă de generare de reveniu pentru cei ce vor avea, da, aceste NFT? Da. Poți să-mi vorbești? Da, sigur. Aici, practic, intră partea de royalties despre care vorbeam și anume faptul că pentru toate astea 10.000 de NFT-uri, noi ca și companie vom primi un royalties, un drept de autor, o redevență în română, de 5%. De fiecare dată când astea 10.000 de NFT-uri se tranzacționează pe marketplace-uri, OpenSea, Rarible, la fiecare tranzacție, din fiecare tranzacție, nouă ne vor reveni 5%, iar acești 5% îi vom împărți cu cei care au un NFT one of one. Adică, practic, am împărțit ăștia 10.000 de, astea 10.000 de NFT-uri, le-am divizat în 3 categorii și avem one of one 1.000, super rare 2.000 și rare 5.000. Și, practic, dacă ai unul dintre tokenii one of one, 2% din cei 5% pe care o să-i luăm noi ca royalties vor reveni către tine. Asta este prima structură de revenu din modelul nostru de business. A doua este că, repet, aceste NFT-uri sunt 10.000 și sunt tehnic limitate la 10.000, deci practic nu vom putea să mai facem alții. Și atunci imaginează-ți că dacă, imaginează-ți-le ca niște bilete la un eveniment și dacă tu faci un eveniment la care îți vin o celebritate mare și ai, nu știu, 10.000 de bilete, dar ai 30.000 de oameni interesați să aibă acces la eveniment, să fii sigur că unul din cei de afară vor fi nebuni și o să zică, bă, dăm și mie unul că îți fac o ofertă. Este principiul de OpenSea, ce se întâmplă pe un marketplace. Acum, ideea e în felul următor. Noi, repet, având revista și acces la celebrități și la toate lucrurile astea, ne este oarecum ușor să facem acel marketing. Făcând marketingul ăsta, practic se va termina numărul de bilete, și apoi prețul lor va crește datorită evenimente, ce se întâmplă în interior în ecosistemul ăsta, fiind un provider de valoare, să zic așa, fiind un provider bun care ajută comunitatea să poată să ia decizii profitabile. E, și acum, dacă NFT-urile astea 10.000 vor deveni prea scumpe, da? Că mă repet, vorbeam de modelul de business și oamenii nu le vor mai putea cumpăra pentru că devin foarte scumpe, atunci vor putea să-și facă un subscription package pe platforma de content, doar să aibă acces doar la elementele vitale, pentru că se diferențiază lucrurile astea două. Și acel subscription package poate fi nelimitat, adică poți să ai un număr nelimitat de useri ca și la Netflix. Dar din toți userii ăia, noi vom distribui un 5% din acel revenue către toate astea 10.000 de NFT-uri. Și atunci devin bilete de aur, poți să ți le imaginezi ca și când ar fi niște share-uri într-o companie. Practic noi am luat o companie de 100% și am splituit-o în 10.000 de share-uri, ca și analogie. Poți să-mi dai și niște nume de celebrități care vor face partea de endorsement? Da și nu, în momentul de față. O știi că oamenii vor să știe. Sigur, avem o groază deja cu care lucrăm. Avem Ben Friedman, care este un coreograf faimos, care a făcut coreografia lui Britney Spears cu Beyoncé și așa mai departe. Avem fashion stylistul lui Beyoncé, care este cu noi on board, Derek Warburton. Avem Columbus Short, care este actor de Hollywood. Avem Lil Eddie, care este un cântăreț foarte mare și la fel cunoscut, și mulți alții care încă vin în fiecare zi aproape. Adică, știi, mulți, gen, apar multe proiecte și partea asta de marketing, mulți au întrebări. Știi, domne, ai resursele necesare, voi venind în zona asta de unde marketing... Asta e un asset, de fapt. E un asset al nostru. Da, pentru că avem lucrurile astea. Sunt lucruri pentru care, repet, am muncit timp de 10 ani de zile și am creat o rețea de oameni interesanți, atât datorită revistei, cât și datorită muncii mele cu oamenii ăștia. Te-ai gândit și la resurse autohtone de vedete, gen pe care le vei implica în acest proiect? Din România? Da. Da și nu, să fiu sincer. Adică avem deja care vor să vină cu noi on board. Unele dintre ele sunt ok, unele dintre ele nu sunt foarte ok, pentru că vrem să avem o comunitate unde oamenii au habar de NFT.
Adică oamenii să știe despre NFT-uri. Și atunci ne asigurăm cumva că oamenii care vin în comunitatea asta știu ce se întâmplă. Nu vrem doar să hai, ia și tu un NFT, vino și promovează-ne și atât. Pentru că, repet, nu suntem la nivel de cum facem marketing. Suntem 10 ani mai târziu unde avem resursele și putem să o facem. Și atunci, cred că focusul cel mai mare pe care îl avem în momentul de față, atât eu cât și echipa, este să putem să aducem valoare reală userului simplu. Adică dacă tu ai venit pe platformă, la eveniment sau unde ai venit, să-ți iei informație sau educație necesară, în așa fel încât să poți să-ți iei decizii profitabile. Da? Pe de altă parte, Launchpad-ul ăsta, iar, are un fel de a fi sub formă de DAO, da? Decentralized Autonomous Organization, pe principiu că nu suntem doar noi cei care decidem, da, asta e un proiect de NFT bun și îl punem acolo, iar oamenii să investească. Nu, decid și liderii din comunitate, adică comunitatea în sine, și când și ei spun că da, e un proiect care merită, în care merită să investim, abia atunci îl plasăm acolo. Iar astea sunt lucruri importante pentru că, din perspectiva mea, nu există ceva mai organic de atât, adică nu decidem noi lucruri, decidem împreună lucruri și dacă, adică eu văd lucrurile sub forma de ca o glumă, e ca și când ai luat 10.000 de vegani, da, care mănâncă bio, green și așa mai departe și îi pui pe toți să lucreze la o fermă, gândește-te ce produse vor rezulta de acolo. Cele mai bune produse, pentru că toți au focusul de a avea calitate. Spuneai că mâine va fi lansarea oficială? Da. Da, mâine fiind luni 31 ianuarie, la ora 5 p.m. GMT, care înseamnă 7 seara ora României, avem public sale. Mâine începem public sale. Cât va dura? Păi o să dureze 2 săptămâni, timp în care noi deja avem celebrități și toată partea asta de marketing care se derulează constant și avem și o surpriză mare, să zic așa, și anume faptul că vom avea un giveaway de $250.000. Giveaway-ul ăsta am zis să-l dăm în așa fel încât să putem să începem în forță. Cum pot participa oamenii la acest giveaway? Păi foarte simplu. Practic noi o să facem un raffle pentru cei familiarizați cu acest raffle, care este de fapt o tombolă. Toate astea 10.000 de NFT-uri sunt unice, că de astea sunt non-fungible. Și anume vom extrage din acei 10.000 de oameni unul dintre cei care au mintuit, care și-au luat un NFT. Și ăla va fi norocos, ăla va fi omul care poate să câștige. Deci doar o persoană. Da, doar o singură persoană. Este un premiu mare și doar o singură persoană. Am decis împreună cu echipa să câștige treaba asta. Da. Vom lăsa sub acest video în descriere toate link-urile necesare pentru cei ce vor să participe sau sunt interesați de proiect. Dacă sunt oameni care au nevoie de un ajutor mai special, ce trebuie să facă? Au o adresă de contact? Vorbesc cu cineva? Avem absolut tot de la A la Z public, de la Discord, Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, toate lucrurile astea sunt publice, site oficial, Linktree și așa mai departe. Eu, Zain Alexandru, Instagram, oamenii mă pot contacta oricând, cu drag, sunt aici. Și dacă vor informații. Să se implice în proiect, e un proiect deschis? Pentru... Ce înseamnă să se implice? Nu știu, oameni sunt... care vor să devină colaborator, să ajute pe partea cu de marketing. Drag, cu da? Drag, 100%. Asta este principiul de NFT-ist. Să creăm o comunitate de oameni și să ne ajutăm între noi să ne iasă lucrurile tuturor, știi? Adică să putem să mișcăm lucrurile împreună. Dar în general suntem foarte deschiși la oameni care sunt buni, care știu ce fac și care au probabil și experiență sau vor măcar să învețe, au bună voință să se autoeduce sau să învețe. Și da, suntem deschiși la colaborări. Ce să zic, îți mulțumesc pentru interviu, îți doresc mult succes cu proiectul ăsta. Sper să ne revedem curând cu update-uri. Sunt de chiar mâine. Curios să văd cum evoluează. De mâine să fim în continuare. Ce să zic, vă mulțumesc și vouă pentru că v-ați uitat la noi. Toate cele bune, link-uri în descriere. Te salut. Mulțumesc și eu.